Slăvit să fie Domnul! Onorăm și binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 19, Apostolul Ioan scrie ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune. Se spune în felul următor: scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie. Amin. Vreau să citesc ca învățătură pentru ziua de astăzi și m-am gândit că împrejurările care le avem, care sunt pentru noi acum în zilele de astăzi, să vorbesc despre necazul cel mare și despre urăciunea pustiirii. Va fi un text greoi, un text care poate nu la mulți o să ne placă lucrul acesta, dar este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu care s-a revelat în Sfânta Scriptură. Și de aceea vă rog să deschideți Biblia în Marcu, capitolul 13, de la versetul 14 la versetul 23, unde Cuvântul lui Dumnezeu grăiește în felul următor: când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Dumnezeu zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: iată Hristosul este aici sau iată-l acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Amin. Vedem contextul în care ne găsim în zilele de astăzi, frați și surori, lucrurile care se întâmplă. Dacă citeam de la început, de la versetul 1, aici vedem că Domnul Iisus Hristos, când a ieșit din templu, în ultima săptămână de viață pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos, când a ieșit din templu, s-a așezat pe muntele Măslinilor și două perechi de frați l-au chemat deoparte să-l întrebe și să-i arate. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 2, Iisus a răspuns: vezi tu aceste ziduri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi așezu jos pe muntele Măslinilor în fața templului. Vedem că Petru, Iacov, Ioan și Andrei îl întreabă: Doamne, când se vor întâmpla lucrurile acestea, ca să știm? Să știm cum să ne pregătim, să știm cum să vorbim, să știm cum să ne purtăm în vremurile acelea. Dar Domnul Iisus Hristos le spune un cuvânt care ne interesează pe noi în ziua de astăzi, pentru că, frați și surori, cam toți suntem curioși în ziua de astăzi ce se va întâmpla, care vor fi semnele, dar nu ne uităm la noi. Și aici Cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul verset care l-am citit, spune: păziți-vă, iată că vi le-am spus pe toate dinainte. Adică nu vă uitați la semnele, la minunile care au să fie. Uitați-vă la voi, uitați-vă lăuntru inimii voastre. Pentru că zilele acelea vor fi așa de grele, ați auzit cum s-a citit Cuvântul lui Dumnezeu, încât noi, fiecare, trebuie să ne uităm la noi. Pentru că Cuvântul spune că se auzi de războaie, de vești de războaie, și sunt, le vedem cu ochii noștri. Frați și surori, această lucrare care ne spune Domnul, Cuvântul lui Dumnezeu aici,
se referă la necazul cel mare și la urăciunea pustirii. Și vreau să vă spun că necazul cel mare este în trei etape. A fost, este și acum necaz mare și va fi necazul final, necazul cel mare peste întreg pământul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, peste întreg pământul. Vedem că acum trec unii prin aceste necazuri și această lucrare care am citit-o în Marcu, putem să o găsim și în Matei 24 și în Luca 21, unde sunt lucruri, aceleași lucruri, dar fiecare dintre cei care au scris Biblia s-au referit cum au gândit ei, cum au înțeles ei, dar este același lucru. Vreau să vă spun că aici, mai ales în Ioan, în capitolul 24, se referă și la necazul cel mare care va fi la final, va fi ultimul necazul cel mare după care are să vină Domnul Iisus Hristos. Dar lucrurile sunt în așa măsură scrise, sunt întreprinse unele între altele de trebuie să stai mult să vezi care se referă la ceea ce a fost și la ceea ce este. Le vorbea Domnul Iisus Hristos și mulți poate spun, păi frate, necazul cel mare n-a fost, va fi de acum. Se referă lucrurile atunci și le spunea într-o împrejurare Domnul Iisus Hristos că nu va pieri neamul acesta, adică se refera atunci la neamul care era atunci, fraților, în contextul în care erau atunci oamenii. Atunci pe vremea apostolilor, pentru că o să vedem că o să, citind mai departe lucrurile, o să vedem că le spune că ei să se păzească, cum am și citit. Se voi veți fi dați pe mâna dregătorilor, vă vor bate, vă vor duce unii la alții, voi trebuie să, nici să nu vă gândiți ce vă vorbi în timpul acela, pentru că Duhul Sfânt va vorbi în locul vostru. Și citind Scriptura, găsând cuvintele acestea, putem să înțelegem, fraților, ca să înțelegem contextul care l-am citit, în primul rând trebuie să înțelegem ce este urăciunea pustirii. Se vorbește atât de mult despre ea. Ce este urăciunea pustirii? Și găsim în cartea Deuteronom, cuvântul lui Dumnezeu, unde ne spune ce este urăciunea pustirilor. În cartea Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 9, spune în felul următor, le spunea Dumnezeu prin Moise atunci poporului evreu, cei care trebuia să intre, care au intrat în țara Canaan, le spunea de ceea ce să se ferească. Le spune în felul următor, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelor, adică după urăciunile păgânilor acelor care erau în acele țări. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de scântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Că oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Și acum le spune evreilor, tu să te ții în totul, totului tot de Domnul Dumnezeului tău. Ei, văzând ce este urăciunea pustiirilor, frați și surori, putem să mergem mai departe și să vedem că acele popoare care erau în țara Canaanului aveau religii păgâne, se închinau zeilor și Dumnezeu avertizează poporul evreu, poporul lui, pentru că vrem noi sau nu vrem, vrem să credem, ne place sau nu ne place evrei, poporul evreu este poporul Domnului. Noi, cei care suntem în ziua de azi, suntem Biserica lui Hristos, fraților. Este diferență între poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a ales un singur popor.
este poporul evreu, care este poporul, a fost și este poporul lui Dumnezeu. Prin câte necazuri au trecut acești oameni, Dumnezeu nu i-a lepădat niciodată și nici nu i-va lepăda Dumnezeu. Ba mai mult ne scrie că întorcerea lor, dacă ei au căzut pentru ca noi să fim primiți neamurile, spune că întorcerea lor va fi o bucurie așa de mare cum n-a mai fost niciodată. Și se apropie lucrul acesta, dar mergând mai departe, observăm, frați și surori, că atunci le spunea poporului despre neamurile acelea care sunt fac urâciuni înaintea lui Dumnezeu, descântând Biblia și o deschidem la Ezechiel 8, de la versetul 5 la 18, o să citesc versetele, frați și surori, ca să putem înțelege ce s-a întâmplat cu neamurile acelea păgâne, care au fost oamenii aceia păgâni care nu cunoșteau pe Dumnezeu, iar aici, în Ezechiel, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre cei care erau din poporul lui Dumnezeu, cei care slujau la templu, frați și surori, cei care, bătrânii poporului și toți cei care conduceau poporul care era în vremurile acelea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. El mi-a zis, adică aici spune despre o ființă angelică, un înger care îl poartă în vedenii pe Ezechiel. El mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de porta altarului la intrare. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marele urâciuni pe care le săvârșesc aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș. Dar vei vedea altele urâciuni mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urâciunile, cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri, de târâtoare, de dobitoace urâcioase și tot idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete, de jur împrejur. Cuvântul îi spune că înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era și Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o credelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și aici spune, fiul omului vei vedea altele și mai rele. Până acolo când spune, vei vedea că poporul acesta, adică conducătorii religioși din vremea aceea, frați și surori, se închinau și mai mult la ceea ce Dumnezeu spunea lucrurilor care să nu se închine, adică târătorilor, lucrurilor spurcate, lucrurilor urâcioase, frați și surori, pe care cei care în templu aduceau jertfe lui Dumnezeu, în templu învățau poporul lui Dumnezeu cum să meargă și cum să fie înaintea lui Dumnezeu și ei pe ascuns. Adică cu ochiul liber nu se putea vedea, iar acea ființă angelică îl duce pe Ezechiel și arată toate urâciunile care le făceau cei din fruntea poporului din vremea aceea. Frați și surori, de aceea Dumnezeu să mâniasă pe ei. Și mergând mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că lucrurile sunt scrise în prorocul Daniel. Multe dintre aceste prorocii ce s-au întâmplat, așa cum spunea Ioan, sunt scrise în prorocul Daniel, în capitolul 9, 11 și 12, și câteva versete acolo unde spune ce are să se întâmple. Dar vedem că timpul zboară și nu vreau să citesc aceste versete, ne ducem ca să vedem urâciunea pustiirilor unde ajunge în templul lui Dumnezeu, frați și surori, în anul 586, când Nebucadnețar vine cu oastea lui, împresură Ierusalimul,
în a treia tranșă, când duce pe toți evreii în exil, vedem că urăciunea pustirii este în templu. Acele neamuri intră în templu, sparg și spune că iau vasele de aur, de argint și le duc în Babilon cu ei. Aici ne arată urăciunea pustirii. Mai mult de atâta, dărâmă templu, dărâmă zidurile Ierusalimului, frate și surori, și îi duce în Babilon. Ei nu mai credeau atunci, dar prorocul Daniel, prorocul Ieremia și Ezechiel le spune, mai ales prorocul Ieremia le spune că după 70 de ani se vor întoarce înapoi. Ba mai mult decât atâta, Dumnezeu îl ia pe Ieremia și îl trimite pe un nepot la el ca să-i facă un zapis, adică o hârtie, cum să cumpere un teren de la el. Și spune, Doamne, acum, în timpul ăsta, când suntem plecați, când Ierusalimul e pustiu, acum, și acum, pentru că se vor cumpăra și se vor vinde terenuri aici, în Ierusalim. S-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, s-a împlinit, frate și surori, pentru că Dumnezeu ce vorbește totdeauna duce la împlinire. Mergând mai departe, în anul 168, vedem că se destramă Imperiul lui Alexandru Macedon, frate și surori, știind cu toți din istorie că avea 4 generali, se împarte tot ce a agonisit de el în anii cât a cucerit lumea aproape întreagă, se împarte în 4 locuri, în părți, între generale care avea ei. Și fiecare își ia partea lor. Vedem că aici este un general care îl cheamă Antiohus Epifanes, care era în partea Siriei și era un războinic puternic. El, vedem că vine cu război din partea Siriei către Egipt, iar el se gândește cum să dărâme și să spurce cetatea Ierusalim, frate și surori, și acest Antiohus Epifanes era din rândul Seleuciților și vine să se bate cu Ptolemei, cu Macabei, și aici vedem că el cucerește prin forță, cucerește Ierusalimul. Ei nu-l cucerește în câteva zile, frate și surori, acolo s-au adunat vreo 4 ani la oaltă, care au fost mare necaz. Mai mult decât atâta, vedem că acest om aduce și pune altarul păgân, altar pe care se aducea tămâie, îl pune deasupra altarului lui Dumnezeu pe care se aducea jertfele și acolo aducea pe el jertfă de tămâie, frate și surori. Ba mai mult atâta, ca să profaneze Sfântul Locaș, ca să-l bajocorească pe Dumnezeu cerurilor, frate și surori, face un lucru care nu s-a mai auzit în istoria omenirii de când este. Aduce o scroafă pe altarul pe care se jertfea jertfele lui Dumnezeu. Profanează Sfântul Locaș, îl bajocorește și pe oamenii care erau acolo, care credeau în Dumnezeu, care se apropiau de Dumnezeu, îi ucide, se aduce un război cu ei deosebit și acolo ne arată urăciunea pustiirilor și urăciunea pustiitorului, fraților, cuvântul lui Dumnezeu ne spune până când se va întoarce din nou spre el, spre cel care a făcut această urăciune a pustiirilor. Mergând mai departe, fraților, vedem că dacă în Luca 21, acolo unde cuvântul Domnului spune în felul următor, că când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că se întâmplă aceste necazuri. S-a întâmplat în anul 70, la 40 de ani după ce Domnul Iisus Hristos vorbește cu acești ucenici, se întâmplă din nou un necaz mare peste poporul evreu.
Daniel când prorocea acolo, când spunea despre poporul lui, despre evreii lui și pe urmă vorbea și despre necazul cel mare care are să fie la final. Dar vedem acolo în Marcu, în 13, tot aceleași lucruri care se întâmplă și în anul 66, 70, fiindcă nu în anul 70 a început această răscoală, acest lucru pentru evrei, ci a început în anul 66 după Hristos, în anul 66, frate și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor că erau zeloți, o partidă de oameni care erau religioși și politici, care luptau împotriva romanilor. Fiecare dintre dumneavoastră cred că ați văzut cum în anii trecuți mulți dintre oameni s-aruncau, se mergeau în mulțime și s-aruncau cu bomba, omorau o grămadă de oameni. Atunci, pe vremea aceea, erau patru partide de zeloți care erau ostili romanilor. Cu orice preț aveau la ei iatagane, baionete, ieșeau în public, ucideau cu sânge rece oameni, copii, femei, nu contau înaintea lor tot ce cădea, care nu era din poporul evreu, îi ucideau. Dar mai mult decât atât, aceste patru partide de zeloți, frați și surori, se strâng în templu din Ierusalim, închid porțile și fac din el ca un fel de batalion al lor, ca un fel de cazarmă de unde luptau ei cu romanii. Ei, în Roma, generalul Vespasian vine și începe lupta împotriva lor. Lupta împotriva lor, frate și surori, avea intensități și avea și opriri, să oprea. Între timp, între anii 66-70, cuvântul ne spune în istorie că Vespasian asedia Ierusalimul și a ajuns printr-o întâmplare, s-a întâmplat ceva la Roma, Vespasian ajunge cezar în Roma și armata pe care trebuia să o conducă o preia fiul său Titus, care el era conducător de oști. Zeloții, cele patru grupări, înainte de anul 70, au cucerit, când zeloți ăștia romanii cucereau Ierusalimul și îl asedia, să vedem că se întâmplă niște lucruri, că din aceștia patru cete de zeloți, frați și surori, se duc și ajung spre Roma și asediază acolo o fortăreață. Atunci Titus vine și vede lucrurile, cercetează toate lucrurile care sunt în Ierusalim. Vedem că dintre aceste patru cete de zeloți era încă o ceată care ieșisere dintre ei, care luptau, frați și surori, așa cum v-am spus, împotriva Romei, împotriva celor oameni. Când acest împărat, Titus, vine în Ierusalim, îl cucerește prin asediu, pune agvila romană peste toate clădirile importante, până când și pe templu din Ierusalim pune. Vespasian îi spune lui Titus, la băiatul lui, când te duci în Ierusalim, îl cucerești, nu dărâm templu, deoarece în templu, templu este o lucrare sacră, o lucrare sfântă, nu te atingi de templu. Cercetând lucrurile care sunt acolo, aceste cete de zeloți au început să fie rivale unele altora.
Și au început luptele între ei acolo în templu, frate și surori. I-au pe zeloți care se numeau și sicari, care făceau uciderile acelea, îi închideau în Sfânta Sfintelor, să fie păziți nimeni, să nu se poată atinge de ei. Urăciunea pustirii în locurile preasfinte. Ei se luptă între ei și acest general de armată, văzând că ei se luptă și în templu, în curțile templului, acolo între zidurile templului, erau trupuri moarte, era sânge, era un dezastru care este acolo, era acolo. Și atunci îi spune Titus lui Tachia sau ce se întâmplă și spune: te duci în Ierusalim, îl cucerești și templu îl rați de pe fața pământului. Domnul Iisus Hristos, ne întoarcem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos la ucenici, când le arată templul și pietrele și lucrarea frumoasă, spune: vedeți voi acolo, nu va mai rămânea piatră pe piatră. S-a întâmplat lucrul acesta, s-a întâmplat, frate și rog. Și din anul 70, când a fost asediat și luat Ierusalimul de către romani, evreii aproape 2000 de ani nu au țară, nu sunt considerați ca popor. Din anul 70 până în anul 1948. Ei nu mai sunt considerați ca un popor, ca o țară. Au fost împrăștiați în anul 70 printre toate neamurile. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, ceea ce am citit. În vremurile acestea, în templu din Ierusalim, acolo dintre zeloții care erau acolo, unii dintre ei se dădeau Hristoși, ieșind pe străzile Ierusalimului, se credeau Hristoși și spunea: eu sunt Salvatorul, eu sunt Hristosul. Domnul Iisus Hristos ne spune: dacă vă zice cineva iată la aici sau iată la acolo, să nu-i credeți. Frate și surori, în vremurile noastre, în vremurile moderne, în care ne găsim în ziua de astăzi, este mult mai periculos ca și atunci. Pentru că anii trecuți, acum 2 ani, în Rusia, un cetățean oarecare o stâns pe lângă el vreo 3000 de oameni, care el se dădea Hristosul. Avea părul lung, mă rog, și-au făcut operații estetice ca să seamene și s-au dat drept Hristos. Ei, autoritățile l-au prins și când au aflat cine ei, l-au închis. Ba mai mult decât atât, frați și surori, spune Domnul Iisus Hristos, vor veni și proroci mincinoși. Aveți grijă să nu vă înșele pe mulți din voi. De-aia a spus Domnul Iisus: voi uitați-vă la voi, uitați-vă la voi să nu vă înșele nici Hristoși mincinoși, nici proroci mincinoși. Pentru că dacă au fost atunci dintre zeloți, dintre evrei, cei care aveau sânge de a lupta ca să fie liberi, să fie popor liber, observăm că în ziua de astăzi, frați și surori, sunt mult mai mulți. Și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne și spune cum să îi găsim, să știm că ei sunt proroci mincinoși sau sunt proroci ai Domnului. Pentru că nu vreau să fiu înțeles greșit. Cred că Dumnezeu are oameni și acum. Cred că sunt proroci și acum și Dumnezeu îi folosește, frați și surori. Dar cred că sunt mulți. Și dacă mi-a spune cineva dintre dumneavoastră, cum vă spun eu acum, n-aș crede. Dar scrie în Biblie. Și ceea ce scrie în Biblie noi nu putem nega. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le spunea atunci și s-au adunat două cete de proroci mincinoși și învățătura care o dăduse Domnul Iisus Hristos când vorbea cu ucenicii. Domnul Iisus Hristos a spus să nu vă coborâți din pe casă, să nu vă luați. Erau zone în fiecare de unde lucra să nu se întoarcă, ci să fugă, să scape la mulți. Era învățătura Domnului Iisus Hristos, când veți auzi aceste lucruri, când veți vedea urciunea pustirii, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, voi fugiți la mulți, acolo este salvarea voastră. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu că foarte mulți oameni s-au încreștinat
după Domnul Iisus Hristos și ne arată cuvântul lui Dumnezeu, când Petru predică, la predica lui, aproape 3.000 de oameni se pocăiesc. Se încreștinează, frați și surori. Și aceia care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, care l-au ascultat pe Domnul Iisus Hristos, au fugit la munți. Prorocii mincinoși spuneau, nu la munți, în Ierusalim, e cetate invicibilă, nimeni nu poate să o dărâme, nimeni nu poate să intre aia. Noi avem hrană aici, avem de toate, la Ierusalim cu voi. Frate și surori, atunci în Ierusalim s-au adunat foarte mulți oameni crezând că își scapă viața, dar au trăit groaza vieților. Toate aceste atrocități, toate aceste lucruri, necazuri, urâciuni care s-au adus peste Ierusalim, le-au trăit acolo, pentru că Titus a ocupat Ierusalimul și v-a spus, a dărâmat templul, a dărâmat clădirile care erau importate și au rămas un pustiu acolo. Unul dintre scriitorii creștini care erau atunci, Eusebius, scrie aceste lucruri, aceste atrocități care s-au întâmplat atunci și spune că îi era greu să le scrie și să le citească. Dar mitele a cei care le-au trăit, frații și surori, care au fost sub acest asediu. Spune că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, așa cum citem înainte cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care au fugit la munți și au scăpat viața, spune că dintre creștinii care au fost atunci în Ierusalim, foarte puțin sau niciunul să nu fi rămas în Ierusalim, ci toți spune că au fugit la munți să-și scape viața. Pentru că era cuvântul Domnului Iisus Hristos. Iar cei care au rămas, spune că atunci în acel asediu au murit cam 1.100.000 de oameni în Ierusalim și în templu, printre care spune că n-ar fi fost creștini. Creștinii au fugit la munți. Ei, acum vă pun o întrebare și dumneavoastră și mie. Dacă eram noi în timpurile aceea, ce poruncă ascultam? La munți sau în Ierusalim? În Ierusalim este pâine, în Ierusalim este bine, în Ierusalim suntem la siguranță. Fiecare să ne gândim. Dar mergând mai departe și vedem că cuvântul lui Dumnezeu ne arată așa de bine și ne spune că au venit aceste necazuri cel mare peste evrei, dar prorocul Daniel spune că va mai veni încă una care va fi finalul. Noi care trăim în zilele de astăzi, frați și surori, la aceea trebuie să privim. Să nu fim înșelați de oameni. Să nu fim înșelați de oameni, că oamenii foarte ușor ne înșală. Și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Timotei, în capitolul 3, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu îi spune în felul următor. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați și așa mai departe, având doar o formă de evlavie. Ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu și ne punem acum, frați și surori, în zilele noastre. Dacă atunci urciunea pustiilor și a pustiitorilor a fost în templu, ce credeți dumneavoastră unde va fi acum? Tot în templu. Citind epistola lui Pavel, acolo către Corinteni, spune, nu știți? Ce să știm? Ce să știm, fraților? Că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Unde va fi urăciunea pustirii în vremurile noastre? În templu, în inimile noastre, frații tuturori, în biserică care este templu, aici va fi urăciunea pustirilor. Și, pe urmă,
pentru necazul ce mare, la final va fi și omul fără de lege. Dar cum putem noi observa în zilele de astăzi urăciunea pustiilor, că acei oameni evrei care au trăit aceste necazuri mari, nu era atâta tehnică ca și în ziua de azi, frate și surori. Nu era atâta tehnică. Și acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că urăciunea pustiirilor unde va fi? În inimile noastre. Ei, vedeți dumneavoastră ce frumos stăm aici în casa lui Dumnezeu, fiecare ne uităm unul la altul, chiar poate unii care să mai uită și câși, nici o problemă, suntem în casa lui Dumnezeu. Dar mergem de aici acasă. Luăm comedia, o dăm pe mier și ne uităm la lucruri care sunt interzise, frateșilor. Copii tineri, oameni bătrâni, se uită în lucrurile, la urăciunea pustiirilor. Cum credeți dumneavoastră că noi vom scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu ne întoarcem cu totul la Dumnezeu? Și spune, cum va fi? Dacă mă veți la cum va fi? Da, va fi, frate-lor. Că veți vedea în templul lui Dumnezeu, aici în casa lui Dumnezeu, oameni care spun că slujesc lui Dumnezeu și slujesc iconelor, altor lucruri, vin aici oameni care posibil să fie divorțați din alte părți, care poate îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem, și încearcă să ne dea învățătură cum să trăiască soțul și soția și ei divorțați de nu știu câți ani de zile. Când va veni vremea, fraților, aici, aici va veni vremea când vor veni și vor cânta și vor spune, așa vorbește Domnul, oameni care n-au nimic cu Dumnezeu, care Dumnezeu nu le-a vorbit niciodată și nici nu le vorbește, ei vin și înșală poporul. De aceea Domnul Iisus le spune, aveți grijă, aveți grijă de voi, voi uitați-vă în inimile voastre. Și frate și surori, ne rugăm lui Dumnezeu pentru copii, pentru tineri, pentru bătrâni, ca Dumnezeu să ne ajute să ne trezim la realitate. Pentru că se apropie vremea. Vin mulți în locul acesta și spun, fraților, venirea Domnului Iisus e foarte aproape, foarte aproape. Și sunt unii care nu cred. Sunt unii care nu cred și vin și ne explică că ei cred asta. Fraților, că credem noi, că nu credem noi, Iisus Hristos va veni și ne va judeca pe fiecare după ceea ce am făcut noi, nu după ce a făcut altul sau altul. Ce credeți dumneavoastră că s-ar întâmpla dacă aici, în casa lui Dumnezeu, cei care vin și cântă spre slava lui Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, ar veni pe jumătate îmbrăcați, pe jumătate dezbrăcați și ar spune că laudă pe Dumnezeu? I-am putea crede? Nici de cum. Nici de cum. E casa lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu trebuie să te înfățișezi ca înaintea unui Dumnezeu care e sfânt, e drept și care le vede pe toate. Dar mergem de aici, mergem acasă, cum v-am spus, și acolo derulăm lucrurile care nu ar trebui să ne uităm niciodată la ele. Sau dacă unii se uită la ele, chiar dacă unii vin în casa lui Dumnezeu aici și se joacă pe telefon de când începe slujba și până se termine. Aici unde spunem că citim cuvântul lui Dumnezeu, aici unde ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu, aici unde aducem jertfe de mulțumire lui Dumnezeu, să facem aceste mizerii, aceste urăciuni, fraților. Pentru că orice lucru care nu îi spre slava lui Dumnezeu, e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că cu toți am înțeles în dimineața aceasta ceea ce a scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu în ziua de astăzi ne-a arătat că s-a întâmplat cu alții și se va întâmpla cu noi cât de curând, dacă nu ne-om pocăi și ne-om sfiți viețile în fiecare zi. Frați și surori, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru toți, ca Dumnezeu să lucreze la inima lor și Dumnezeu să facă ceea ce dorește El cu fiecare din noi. De aceea, în această dimineață, mă voi opri aici.
și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puțină înțelepciune care mi-a dat-o. Pentru că el o știu că numai atât am nevoie. Nu mi-a dat mai mult decât am nevoie și îl slujesc pe Dumnezeu așa cum pot. Să fim atenți, să fim veghetori, frate. Să nu ne înșele lumea aceasta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi nu avem nimic în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos spune că iată că vine, dar El nu are în mine nimic, nici noi să nu aibă nimic. Să-L slujim pe Dumnezeu și să-L lăudăm în orice vreme. Amin.